Stimați prieteni, dragi concetățeni, v-am invitat la această conferință de presă, briefing, pentru a veni cu un mesaj care considerăm că este destul de important pentru societatea noastră. Este vorba de lansarea unei campanii naționale din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Pe parcursul la mai bine de 30 de ani de independență, noi moldovenii am trecut diferite perioade. A fost perioade când Moldova mergea spre est, a fost perioade când Moldova mergea spre vest, am avut diferite guvernări, dar eu cred că a venit timpul să înțelegem că nimeni nu va face ordine și nu va avea grijă de țara noastră, de viitorul nostru, de viitorul copiilor noștri, decât noi înșine. De multe ori am încercat diferite guvernări să mergem pe o agendă străină. Să ne uităm în gura unor străini ce ne propun, cum văd ei viitorul țării noastre, viitorul Republicii Moldova. Eu cred că noi trebuie să finalizăm, să punem punct la această abordare. A venit timpul să luăm decizii singuri despre destinul și viitorul țării noastre. Da, luând în calcul cele mai bune practici internaționale, dar singur să ne gândim la economia noastră, la pensionarii noștri, la școlile noastre, la destinul poporului nostru. A venit timpul să punem ca prioritate interesul nostru național. Eu sunt sigur că sunt fier convins că marea majoritate a moldovenilor, a cetățenilor din Republica Moldova își doresc anume acest lucru. De ce astăzi, împreună cu colegii, împreună cu întreg Partidul Socialiștilor, venim cu un mesaj foarte clar. Noi, cetățenii Republicii Moldova, trebuie să mergem doar după principiul interesului național, ceea ce vor cetățenii noștri, cetățenii Republicii Moldova. Acum o să invit colegii să vină cu unele detalii pe diferite segmente ale acestui concept, al acestui strategii naționale, dacă doriți, strategia națională care presupune ca în capul mesii să fie interesul național al Republicii Moldova. Bună ziua! Astăzi suntem la lansarea campaniei naționale. Scopul nostru este interes național. Evident că temelia acestei campanii este statalitatea, suveranitatea și independența Republicii Moldova. Ori statul Republica Moldova nu este un instrument a nimănui, ci este o expresie a voinței seculare a moldovenilor, care mereu a vrut să trăiască în propriul stat. De aceea, fundamentul juridic a acestui stat, aspectele legate de statalitate, suverenitate și independență, vor fi subiectul principal acestei campanii. Împreună cu toată societatea și cu tot ce e interesant, vom elabora un șir de propuneri și acțiuni menite să consolideze și să dezvolte statalitatea și suverenitatea Republicii Moldova. În cadrul acestei campanii vom propune o unică abordare, și anume contracărarea oricărui inițiative de subminare a statalității și suverenității Republicii Moldova. Ori Republica Moldova nu trebuie să fie un instrument în jocurile geopolitice și nicio forță din afara țării nu poate impune Republicii Moldova propria viziune asupra viitorului țării noastre. Neutralitatea Republicii Moldova nu este o dogmă științifică, ori nu este un instrument de apărare. Este un instrument activ de promovare a intereselor naționale a Republicii Moldova. Republica Moldova va promova acele parteneriate care vin să consolideze interesul național, să dezvolte statul, să dezvolte economia țării și să ajute cetățenii Republicii Moldova. Noi nu avem dușmani și nu vom fi folosiți ca țară în luptele externe, ci vom avea propriile inițiative, parteneriate și propriile acțiuni. Republica Moldova urmează să promoveze tot spectrul de parteneriate convenabile țării noastre. Neutralitatea proactivă va fi un subiect a conferințelor științifice, a diferitor măsuri în cadrul acestei campanii.
Evident că temelia țării, independenței și, de fapt, suveranul este poporul Republicii Moldova și el este temelia, societatea moldovenească este temelia statului. De aceea vom face mai multe, vom opera mai multe modificări sau propuneri în acest sens, dar poporul moldovenesc este memoria, istorie, limbă, tradiții, familie tradițională, ortodoxie și tot ceea ce ne face pe noi, moldovenii, să fim un popor deosebit. De aceea vom veni cu un șir de măsuri în cadrul acestei campanii naționale, astfel încât să nu permitem nimănui să șteargă memoria noastră, să intervină și să vină peste valorile tradiționale și să ne impună ceea ce de fapt nouă ne este străin. Și înțelegem foarte bine că în parteneriatele și în acele dialoguri care le are Republica Moldova, noi avem capacitate și putem convinge partenerii Republicii Moldova să ne trateze cu respect și pe noi, și, dacă ne respectă pe noi, tradițiile, abordările, memoria și cultura noastră. Evident că noi nu putem în cadrul unui briefing desfășura tot planul de acțiuni, dar pe parcursul acestei campanii vom veni cu mai multe detalii. Mulțumesc! Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni! În contextul lansării acestei campanii naționale, aș dori să mă axez pe trei segmente importante ce țin de politica externă, domeniul securității și reîntregirea țării. PSRM pledează pentru o politică externă echilibrată a Republicii Moldova cu respectarea intereselor naționale, ale statului și ale societății. Noi considerăm că în politica externă al statului trebuie să prevaleze doar interesul național. O politică externă în serviciul intereselor naționale nu permite dezbinarea societății. Aceasta reprezintă un ansamblu al intereselor politice, economice, sociale, ale tuturor cetățenilor Republicii Moldova, atât de pe malul drept, cât și de pe malul stâng al Nistrului, precum și din autonomia găgăuză. Doar prin consolidarea intereselor tuturor cetățenilor este posibilă asigurarea păcii și stabilității în interesul dezvoltării și progresului în țară. Implementarea acordului de asociere UE-Republica Moldova și procesul de negocieri privind aderarea la Uniunea Europeană trebuie să fie în beneficiu și ținând cont de interesele naționale ale Republicii Moldova, dar nu de dragul conjuncturii geopolitice sau al interesului electoral. Statutul de țară candidat de aderare la Uniunea Europeană nu anulează necesitatea de a implementa onest acordul de asociere, dar în același timp necesită o integrare progresivă în toate domeniile. Reformele realizate în procesul de integrare europeană trebuie să servească interesului național al poporului moldovenesc, dar să nu le contrazică. Tot ce corespunde intereselor naționale ale Republicii Moldova și are ca scop îmbunătățirea climatului socio-economic și politic, trebuie să fie o prioritate pentru toate forțele politice din Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova își doresc relații bune atât cu vestul, cât și cu estul. Autoritățile sunt obligate să promoveze o politică externă suverană, inclusiv în domeniul investițiilor, care să le reflecte interesul național. Aceasta înseamnă că, indiferent de continuarea procesului de integrare europeană, Moldova trebuie să profite de posibilitatea de a participa și în alte procese globale, cum ar fi noul drum al mătăsii, de asemenea să continuă dezvoltarea relațiilor cu spațiul economic CSI și să dezvoltăm parteneriate strategice cu țări cum ar fi Federația Rusă, țările CSI, China, Turcia și alte state. Ce ține de domeniul securității și neutralitate? O preocupare deosebită este apropierea Moldovei de UE în domeniul politicii externe și de securitate comună. În procesul de integrare europeană, Moldova trebuie să-și apere suveranitatea, inclusiv în domeniul securității, respectând principiul constituțional al neutralității permanente, care se bucură de sprijinul permanent a 60% de cetățeni ai Republicii Moldova. Sprijinul public pentru statutul de neutralitate al Moldovei depășește permanent nivelul de sprijin pentru integrarea europeană, iar ignorarea acestui fapt este inacceptabilă. Neutralitatea a fost și rămâne un element unificator în sistemul intereselor naționale ale Republicii Moldova.
Încercările de militarizare ale Republicii Moldova contravin statutului de neutralitate, la fel și semnarea acordurilor în domeniul securității și apărării cu țările membre NATO, care nu își asumă angajamente de a garanta securitatea Republicii Moldova. Semnarea acestor acorduri, chiar dacă juridic nu contravin statutului de neutralitate, creează mai multe riscuri pentru noi, deoarece nu ne oferă garanții clare de securitate a țării noastre. Și aici mă refer la recentul acord semnat cu Franța, care la sigur este un prieten bun pentru Republica Moldova, dar noi credem că ar fi fost corect dacă în acest acord am fi văzut că Franța respectă statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Ce ține de un domeniu primordial pentru Republica Moldova, care e întregirea țării, clasa politică este obligată să stabilească ca prioritate absolută soluționarea problemei integrității teritoriale a Republicii Moldova. PSRM consideră inacceptabile încercările guvernării de a diviza Republica Moldova și de a se integra în Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană. Este o încălcare gravă a integrității teritoriale a Republicii Moldova. Reintegrarea pașnică și complexă a țării în granițele sale recunoscute internațional este o sarcină primordială pentru supraviețuirea și dezvoltarea țării noastre. PSRM pledează pentru elaborarea unui plan pașnic de reîntregire a țării de comun cu toate forțele politice, atât cele parlamentare cât și extraparlamentare, și menținerea tuturor formatelor de dialog, atât 5+2, 1+1, cât și grupurile de lucru. Vă mulțumesc! Добрый день! Мы сегодня объявляем о начале кампании, направленной на промолдавский вектор развития. Молдова не может изменить географию, но мы можем с вами изменить геополитическое отношение к себе. Мы суверенное государство с многовековой историей. И мы готовы возглавить народное движение за национальные интересы. Для нас это не ново. Мы всегда были рядом с простыми людьми, и они знают наши инициативы. Это сохранение суверенитета Молдовы и ее нейтрального статуса. Знают наши законы и проекты по поддержке местного производителя. Закон о преобладании на торговых полках 50% молдавских товаров, о снижении пенсионного возраста, забота о малоимущих и многодетных семьях. Это то, что так необходимо нашим людям, чтобы жить достойно. Мы намерены развивать экономику, промышленность, сельское хозяйство, пополнять бюджет за счет своих ресурсов, а не жить взаймы. На базе развития экономики укреплять социальную сферу. Как известно, уровень социально-экономического развития отражается в демографических показателях. В Молдове катастрофическая ситуация, запущены процессы депопуляции населения. За последние 2 года сотни граждан Молдовы покинули страну. И хочу заметить, что уезжают специалисты, активная и инициативная молодежь. Сегодня человек, проработавший на благо страны, не может рассчитывать на достойную старость. Изменить эту деструктивную тенденцию можно только при условии реализации целого комплекса системных мер нашей национальной программы. Мы намерены устранить неоправданное неравенство, катастрофический разрыв в оплате труда. Труд людей должен достойно оплачиваться. Государство должно взять на себя заботу о малоимущих и многодетных семьях. Наша национальная программа нацелена на решение этих насущных задач. И мы хотим для Молдовы стабильности. И вся наша политика направлена на то, чтобы гражданам Молдовы жилось лучше. У социалистов есть народная поддержка, сплоченная команда, грамотные профессионалы во всех сферах и на всех уровнях власти. Мы знаем, что делать, и мы сможем вывести страну из кризиса. Да, заметьте, при нас было лучше. Мы сделаем так, чтобы каждый смог гордиться Молдовой и тем, что он молдаванин. Это и есть цель нашей национальной стратегии. Спасибо. Stimați concetățeni, începând cu ziua de sâmbătă, noi vom lansa în toate
regiunile, în toate raioanele din Republica Moldova, campania de promovare a interesului național. În aceste zile va fi o amplă campanie de informare politică, întrevederi cu cetățenii în toate localitățile din Republica Moldova, repartizarea ziarelor, unde vom explica pas cu pas că pas trebuie să plece. Vom explica care este interesul național al Republicii Moldova, nu ceea ce dorește Maia Sandu, dar ceea ce doresc cetățenii Republicii Moldova. Ceea ce au spus colegii mei și ceea ce vom mai veni cu mai multe detalii. Aceste lucruri, aceste abordări, aceste principii sunt susținute de 60-70% cel puțin din cetățenii Republicii Moldova. O politică externă echilibrată, 65-70% din toți cetățenii spun că vor să fie în relații bune și cu Estul și cu Vestul. Statalitate, neutralitate, în afara blocurilor militare, o spun mai mult de 60% din cetățenii Republicii Moldova. Economie dezvoltată, susținerea producătorilor autohton, o spun peste 70% din cetățenii Republicii Moldova. Familie tradițională, nu LGBT-ul, o susțin peste 90% din cetățenii Republicii Moldova. De fapt, acesta este interesul național al Republicii Moldova. Această campanie va dura pe parcursul mai multor luni. Colegii mei din conducerea Partidului Socialiștilor, membrii executivului, Consiliul Republican, președinți de raioane, consilieri raionali, consilieri municipali, primari, toți vor fi implicați în această campanie națională de promovare. Începem în zilele următoare și sunt fiar convins că cu ajutorul Domnului, cu Doamne ajută, oamenii vor conștientiza că doar Partidul Socialiștilor poate sta la straja intereselor naționale. Și vor fi alături de noi așa cum au fost tot timpul. Eu vă mulțumesc și dacă sunt careva întrebări, succinte, suntem gata la ele să răspundem. Dacă nu sunt... Da, sunt. Domnule, spuneți-ne la modul practic, la modul practic, cum se va desfășura această campanie și care este interesul național al Republicii Moldova? Că ai spus că le veți explica cetățenilor care este interesul național. Această campanie va fi bazată pe câteva elemente, câteva componente. În primul rând, este vorba de întrevederi cu cetățenii. Începând cu acest weekend, mii de activiști de-a noștri vor avea discuții cu cetățenii în față. Vor fi ziarele socialiștii. Vom veni inclusiv cu spoturi care vor promova acest concept de interes național și toate elementele unei campanii naționale. M-ați întrebat ce asta interes național. Interesul național este ceea ce își doresc marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova. Eu am spus, dacă vorbim de politica externă, interesul național nu e ceea ce promovează actuala guvernare. Actuala guvernare promovează integrarea în Europa împotriva altor parteneri. Noi nu suntem împotriva discuției cu Uniunea Europeană. Și colegii au spus, noi nu pledăm pentru stoparea negocierilor cu Uniunea Europeană. Dar noi considerăm că în baza acestor negocieri trebuie să stea interesul național. Și dacă o să mergem pe oricare domeniu, oricare domeniu care vă interesează pe dumneavoastră, media, interesul național este să nu avem cenzură în media. Atunci când rămân doar 4-5 posturi TV, iar 13 sunt închise. Și când avem un organ care se numește Patriot și închide gura la toți care vorbesc altceva decât ceea ce spune actuala guvernare. Eu cred că interesul național este libertatea de exprimare. Eu cred că interesul național sunt valorile autentice europene. Repet, autentice europene, care presupune stat de drept, dar nu veting, preveting pentru cumătre și verișori. Care presupune libertatea de exprimare, dar nu cenzură. Care presupune stat social orientat, dar nu salarii de 75.000 de lei la ministru și 6% indexare la pensionari și bătaie de joc. Asta este interes național. Și eu cred că mare majoritate cetățenilor înțeleg acest lucru. Pur și simplu, el nu a fost concentrat într-un concept național. Noi ne-am asumat responsabilitatea ca să spunem clar și să adunăm toate aceste elemente într-un concept unic, care nu este altceva decât interesul național.
Vă mulțumesc! Mai am câteva întrebări. Dacă repede, pentru că... Aveți nu încredați pentru scăparea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În acest an urmează să avem un referendum pe acest subiect. Spuneți-ne, PSRM va face campanie pentru acest referendum sau veți îndemna oamenii să-l boicoteze? Acest referendum nu are nimic cu integrarea europeană. Acest referendum are doar scopul de a o ajuta pe Maia Sandu la alegerile prezidențiale. Dacă cei care promovează acest referendum și-ar dori pe drept, pe bune, promovarea integrării europene, ei nu ar fi procedat așa cum procedează, ei discreditează. Evident că noi nu putem susține acest referendum. Din simplu considerent că el este ilegal, anticonstituțional. Cum vom proceda în ziua alegerilor? Noi vom decide atunci când va fi, în primul rând, numită această zi a alegerilor. Într-a doilea rând, vom vedea care este textul care se propune la referendum. Până pe data de 27 octombrie, când Maia Sandu vrea să facă alegeri prezidențiale cu referendum, care să o ajute, în opinia dumneavoastră, să câștige aceste alegeri, n-a rămas așa de mult. Mai puțin de, să avem jumătate de an. Dar noi nu am văzut textul. Ce vor să modifice? De ce nu am mers la Curtea Constituțională cu acest text? Unde este hotărârea Parlamentului? Sunt o mulțime de elemente. Ei singuri nu știu ce vor să facă. Ei știu că vor să uzurpeze în continuare toată puterea în Republica Moldova. Cum? Prin referendum, prin vot, prin corespondență, prin alte șmecherii. Dar cetățenii Republicii Moldova văd acest lucru și îi vor penaliza pe cei care se consideră mai șmecheri. O să vedeți rezultatele alegerilor. Dumneavoastră veți candida la alegerile prezidențiale? Eu o să repet ceea ce am spus ultimele zile și încă o dată pentru... Sper că o să dați această noutate. Noi avem un scop toți împreună. Toată opoziția. Scopul nostru este ca această guvernare să plece. Și exponentul de bază acestei guvernări este Maia Sandu, actualul președinte al Republicii Moldova. Eu personal, colegii socialiști, noi nu avem egoismul sau ambiția să particip eu sau cineva dintre noi cu orice scop la aceste alegeri. Noi avem strategie discutată și cu alți reprezentanți al opoziției de unificare eforturilor pentru aceste alegeri. Noi suntem în căutarea unui candidat unic, apolitic, care nu a mai făcut politică până acum, pe care să-l susțină toate partidele împreună. Ceea ce pot să vă spun la sigur, și eu cred în aceasta, și colegii mei cred, că noi, principalele partide de opoziție, o să dăm dovadă de maturitate politică pentru a ne gândi nu interesul personal a fiecăruia, dar interesul statului, interesul național. Dacă vreți, un element a interesului național este decapturarea statului de guvernarea PAS și Maia Sandu. Pentru că noi o să dăm dovadă de maturitate politică și o să găsim limba comună în aceste alegeri. Noi o să avem strategie comună. Cei care nu vor accepta această strategie, evident, vor fi cei care vor face jocul pasului. Vor fi spoilere a Maia Sandu, așa cum am avut în fiecare campanie electorală. Restul, partidele de opoziție responsabile, politicienii responsabili, noi vom avea o strategie comună. Și pentru turul 1 și pentru turul 2. Cu ce candidat vom decide toți împreună. Dar puteți să ne spuneți care sunt aceste partide? O să vedeți. Eu vă mulțumesc. O zi bună. Eu ieri am spus într-o emisiune și repet, eu consider că Stoianoglu, în opinia mea personală, nu am discutat cu colegii sunt aici, o persoană apolitică, care cunoaște bine Constituția și este jurist, după toate fără de legile care le-a făcut Maia Sandu, că i-a încălcat majoritatea articolelor din Constituție. Eu cred că o astfel de persoană ar fi binevenită să fie promovată. Nu de un partid, de mai multe partide. Nu am discutat încă nici cu dumnealui, nici cu colegii, nici cu alte partide. Dar astfel de tipaj, astfel de persoană cu astfel de date, eu cred că ar fi o candidatură comunală. Veți merge la discuție cu Vașcanul Gagauzii, va lansa cu care? Cu Irina Vlau? Cu Bușur. O secundă.